Ginerele lui Bercea Mondial, Florin Angel, a făcut duminică un anunț prin intermediul avocatului său, Pavel Abraham. Acesta a transmis că îl va denunța pe Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu. Florin Angel susține că deține înregistrări cu Mircea Băsescu, atât audio cât și video, care să probeze faptul că fratele președintelui ar fi luat șpagă. Amintim că ginerele lui Bercea Mondial este acuzat că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu, căruia i-ar fi cerut 280.000 de euro, amenințându-l că va face publice informații compromițătoare. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia nefiind definitivă. Mircea Băsescu a fost șantajat de ginerele și fica lui Bercea Mondial, care l-au amenințat că, dacă nu le dă 280.000 de euro, vor face publice informații despre presupusa implicarea acestuia în fapte de corupție, cei doi fiind prinși când primeau 10.000 de euro potrivit unor surse judiciare.